întreprinde toate măsurile pentru a face o reformă în justiție Republicii Moldova. Deci, în a doilea rând, vom depune toate eforturile ca la funcțiile cheie în Republica Moldova să nu nimerească clanurile oligarși și clanurile familiare care până la urmă duc tot la corupție. Și în a treilea rând, deci toate investițiile care vin din afara Republicii Moldova, fie din Europa sau fie din alt spațiu, deci să fie transparente, verificate, ca să nu se permită spălare de bani.